Putere și opoziție deopotrivă. Îi salut așadar pe domnul Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Mulțumesc mult pentru prezență. Domnule Stroie, bună ziua! Acum vă aud perfect. Vă salut încă o dată. V-am mulțumit, v-am salutat cu mare drag de fiecare dată. Nu mă îndoiam. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Îl salut și pe Radu Miruță, este deputat al USR. Mulțumesc mult pentru prezență. Bună ziua, domnule Miruță. Să aveți grijă la microfon în câteva momente, domnule Miruță. Domnule Stroie, pentru început, defapt.ro scrie acum 3-4 ore. Titlu: candidatul Cârstoiu a abandonat, două puncte, pagina sa de Facebook abia are 685 de urmăritori la circa două zile de la înființare. Un videoclip cu piedone pe șantier a strâns 7700 de like-uri în 16 ore. Întrebarea noastră e ce relevanță au pentru coaliție, până la urmă, inclusiv, iată, ceea ce ține de social media. Să știți că de la bun început vă menționez faptul că cele două partide îl susțin total. Acum să te apuci să numeri like-uri pe internet în condițiile în care acest om a debutat în viața publică acum o săptămână și jumătate și să-l compari cu oameni care își fac campanie de ani și ani și ani de zile, e puțin nedrept. Dar noi avem încredere că dincolo de forța celor două partide care cu siguranță îl vor susține și îi vor populariza numele, deci dincolo de acest lucru, medicul și manager Cârstoiu, odată ajuns cunoscut, cu siguranță va sta pe o treaptă superioară tuturor candidaților și din punct de vedere al notorietății și aprecierii publice și al social media și al ce vreți dumneavoastră. Pentru că domnul Cârstoiu este un om pe picioarele lui. Domnul Cârstoiu nu este un produs politic artificial sau unul exotic, comparați cu piedone ceva mai devreme. Domnul Cârstoiu este un om cu o viziune clară despre acest oraș și sunt sigur că are capacitatea să o pună în practică. Nu ca alții care învânt doar ecuații, vezi actualul primar, sau alții care împing roaba sau fel de pârnăcoape sau evenimente, da, care generează acest trafic pe internet. Domnule Stroie, noi înțelegem argumentele, dar dacă permiteți o întrebare, s-ar putea să fie lămuritoare. Sigur. Are timp domnul Cârstoiu la ceea ce ați descris puțin mai devreme, să fie peste alți candidați, la notorietate? Da. Are timp să crească, este timp, este o cursă, dacă vreți, de popularizare a unui om care merită toată aprecierea, cu o carieră desăvârșită, în care atât noi liberalii cât și socialdemocrații avem totală încredere, lângă care, în mod evident, au început să se pună foarte mulți oameni și oameni importanți din acest oraș. Eu sunt sigur că timp este, chiar dacă va trebui să forțăm puțin lucrurile pe repede înainte. Bucureștenii încep să se uite acum la campanie, toate partidele și-au desemnat candidați, adică au apărut ofertele politice și știu că mare parte din București s-a săturat de experimente gen Nicușor Dan sau de Circulul Piedone sau temir ce alți candidați exotici care în momentul de față ofertează cu lucruri neserioase acest electorat. Știm ce avem de făcut, să știți că nu e prima campanie pe care o facem, interesul este uriaș apropo de candidatul nostru și mă bucur, vă spun sincer, de atenția pe care o primește. Văd că toate știrile, toate emisiunile, orice dezbatere de astăzi începe și se termină cu candidatura domnului Cârstoiu. Și cred că cel mai bun indicator, din punctul meu de vedere, că toată lumea se uită, este atentă și are o așteptare de la el să fie principalul jucător în această campanie, se va confirma și vă asigur că așa va. Vă rog respectuos, domnule Stroie, dacă mai puteți, aș vrea să vă întreb imediat și despre cele mai recente sondaje din capitală, pentru că ați deschis cuvântul legat de comparația cu, de pildă, primarul Piedone, dar vreau să-l întreb pe deputatul Miruță, pentru ce cheltuie USR când vine vorba de social media? Mulți s-ar putea să nu știe, domnule deputat, care e interesul Uniunii și poate mai nou al Alianței Dreapta Unită când vine vorba de social media? Pentru a propaga mesajul. Există variantă să faci chestiuni din astea indirecte prin diverse agenții, să vedem din presă cum PSD, PNL au cheltuit milioane de euro din banii statului pentru chestiuni care nu au fost marcate ca publicitate electorală și amintiți-vă de articolul zilelor trecute. Sau avem varianta complet transparentă prin care, printr-o metodă care se vede cine plătește, e marcat ca mesaj electoral, folosești tehnologia actuală și mergi nișat către populația către care tu vrei să te adresezi.
E o chestiune pur și simplu de strategie politică. Noi avem opțiunea, am ales opțiunea de a merge transparent, nu prin agenții din astea intermediare, nu plătim diverse televiziuni care să se prefacă că vorbesc frumos despre tine, în spate existând o sumă de bani care ar fi obligat televiziunea respectivă să marcheze conținutul ca fiind unul de susținere electorală. Da. Cât apropo de transparență, domnule Miruță, puteți să mă ajutați cu un ordin de mărime? Ca să goală de sacrificiu. Eu nu am văzut nicăieri în spațiu public de o săptămână de când se discută despre acest domn ce anume l-a recomandat pe dumnealui să candideze la primăria generală. Decât un singur lucru, și PSD și PNL, care stau foarte prost în București, au fugit de a-și pune eticheta ca lor candidat va pierde. Atunci au venit cu o altă persoană a cărui singură caracteristică este că e medic. Dacă toți medicii din România ar fi buni să administreze un oraș de 2-3 milioane de locuitori, mi se pare că este complet insuficient. Sigur domnul că deputat, venim din partea a două partide mari, se discută despre acest subiect. Însă este însăși dovada că cele două partide separat au concluzionat că în fața lui Nicușor Dan vor pierde. Domnule Miruță, sunt convins că Ionut Stroie are un răspuns pentru comentariul dumneavoastră. Sunt convins că va da o replică imediat, dar pentru că ați pronunțat cuvântul transparență, domnule deputat, ajutați-mă cu o cifră. Pentru 2024, în măsura în care o aveți, primul trimestru din acest an, înseamnă ce cheltuieli ale USR pentru social media? Sau dacă nu, anul trecut, cam cât ați cheltuit? Vă recunosc că nu știu să vă spun această sumă, însă pentru anul trecut sunt publice pe site-ul USR. Pentru anul în curs, la sfârșitul fiecărei luni, noi punem pe site-ul partidului și sumele de bani, și furnizorii, și detaliat când a fost plătită ce sumă de bani, cui nu doar la nivel național, ci în fiecare județ în parte. Nu am agregat aceste valori, însă dacă cineva are răbdare, sursa este una publică. Vă rog, domnule Stroie. Am ce să-i răspund domnului de la... E în regulă, atunci USR. Vin eu cu întrebarea, spuneam... Un singur lucru puteau să adaug și vă rog. Bucureștiul, capitala europeană, în mod evident că nu trebuie lăsată în continuare pe mâna unui tip imobil, un tip care a adus doar blocaj și, evident, nici pe mâna unui om care încearcă să schimbe acest blocaj instituțional al unui Nicușor Dan cu bâlciu, adică piedone. Ceea ce ne dorim este să câștigăm lupta pentru București, pentru a asigura o dezvoltare sănătoasă acestui oraș, pentru a da posibilitatea atingerii unor standarde de viață comparabile cu cele ale capitalelor europene. Managerul Cătălin Cârstoiu este omul de care acest oraș are nevoie și cu siguranță are lângă el cele mai mari două partide și primarii de sector care îl vor susține și avem convingerea că această alianță electorală are forța să câștige toate cele șase sectoare și, bineînțeles, și primăria generală. Dacă îmi permiteți o scurtă intervenție de 10 secunde. Vă rog, 10 secunde. Acest tip pe care întrebați PNL acest domn despre internet, el răspunde despre ce vrea. Acest tip pe care cel de la PNL îl numește Nicușor Dan acum, este omul care a reușit să crească ratingul Bucureștiului la un nivel mult mai mare decât premierul timp de 4 ani al PNL nu a reușit să crească ratingul de țară. Deci sunt niște lucruri destul de relevante pe care dacă cei de la PNL vor să le ducă în derizoriu, este pur și simplu insuficiența lor și incapacitatea lor de a discuta consistent. Domnule deputat, activitatea domnului pe care îl lăudați acum conjunctural decât dumneavoastră. Domnule Stroie, permiteți-mi o întrebare. Acum. Un om care 4 ani de zile a dat măsura baronului lui și sunt sigur pe cei fără căldură, cei care stau blocați în trafic, cei care nu au un oraș cu spații verzi, vedeți da foarte bine cum arată parcurile, cei care nu au un transport în comun, nu știu foarte bine ce s-a întâmplat în București. Stimate domnule, aroganța asta a dumneavoastră vă duce în derizoriu, pentru că nu are nicio consistență în spate. Dumneavoastră puteți continua să fiți arogan și să dezinformați, însă nu sunteți în situația de a vorbi despre București. Pe domnul Burduja l-ați facultat că l-ați văzut că nu are capacitate electorală. În PNL ați făcut alegeri, ați făcut o alianță cu PSD. La Timișoara, unul dintre cele mai dezvoltate județe din România, v-ați dat afară președintele Consiliului Județean pentru a susține candidatura unui PSD-ist care acum are 10% în județ. După aceste alegeri veți ocupa un dezonorant loc 4 sau 5 și veți pierde și Timișoara, și Bacău, și Brașov,
și bineînțeles și București. Așa, dar realitatea vă va confirma toate aceste lucruri. În momentul de față aveți 12%, sunteți al patrulea partid și ați căzut deja în irelevant. Distinși domn, domnule Miruță, domnule Stroie, permiteți-mi o întrebare. Domnule Stroie, permiteți-mi să vă întreb, dacă tot ați ajuns la punctul Timișoara, cât de mare e pierderea Alin Nica, totuși liberal de 2 decenii? Cât de mare e sacrificiu pentru PNL? Înțelegem cu toții argumentul, e interesul coaliției. Dar ca liberal vă întreb totuși, și v-am ascultat ieri, n-a fost o decizie ușoară, n-a fost un vot pe semne foarte lesne de dat. Toate deciziile în interiorul PNL se iau în mod democratic prin vot. În mod evident, la fiecare ciclu electoral există și o anumită cotă de nemulțumiți. Toate partidele au acest lucru. Uitați-vă și gândiți situația fiecare partid în parte. La Timișoara, într-adevăr, există o decizie care privește demiterea domnului Alin Nica din funcția de președinte al organizației datorită unor situații în care ne găsim în momentul de față și căreia noi trebuie să-i găsim soluții. Pe de-o parte îl avem pe domnul Nica, nemulțumit de altfel lucru transmis și public, iar pe de altă parte avem toți cei 43 de primari, avem președintele Blaga, avem pe primarul Nicolae Robu, avem toată organizația. Așa că chiar îmi pare rău, dar este o situație în care, în mod evident, ne dorim binele organizației, ne dorim avea o ofertă completă și Timișoara este un oraș liberal. Timișoara liberală de foarte multe ori s-a manifestat în sensul tocmai, acesta, tocmai. Accident. Domnule Stroie, accident este acest domn Fric. Ajutați-mă, vă rog, cu un adevăr, dacă veți considera. Alegeri. Chiar stă mai bine domnul Simonis la nivel de județ și de municipiu decât domnul Nica? Pentru că domnul Nica a folosit aceste ultime zile ca să sublinieze pe cât a putut argumentul. Istoricul meu electoral cu PSD arată că i-am bătut, i-am învins. Nu individualizați și nu particularizați totul la nivel de domnica. De ce vă spun lucrul ăsta? Vă rog. Pentru că ecuația trebuie privită în ansamblu, în sensul că această construcție politică PNL-PSD își propune să-l propulseze și să-l schimbe pe domnul Fritz din funcția de primar al acestui oraș, tocmai pentru a reda strălucirea de altă dată a acestui oraș, pentru a pune în practică niște proiecte de dezvoltare pe care domnul Robu le-a adus Timișoarei în mandatele în care a fost primar înainte. Deci obiectivul numărul unu este Nicolae Robu, primar al Timișoarei liberale. Într-adevăr, e nevoie de o construcție în care ambii parteneri să contribuie să pună umărul în această ofertă. Consiliul Județean, pe cale de consecință, i-a fost atribuit domnului Simonis, reprezentantul Partidului Social Democrat. Și să știți, am mai concurat în această ecuație politică care a avut câștig de cauză. De altfel, unul din mandatele domnului Robu a fost obținut chiar pe vremea în care cele două partide, atât PSD și PNL, l-au susținut și a fost unul de succes. Așa că, înțeleg. Cu părere de rău pentru domnul Nica, dar în condițiile în care menținea această funcție de președinte, exista acolo un blocaj de natură politică care nu putea pune în aplicare o ofertă politică articulată în acel județ. Haideți să vă spun eu pe scurt. E o perioadă, domnule Miruță, permiteți-mi și vă rog să fiți de acord și să folosim. Că noi considerăm că drumul acesta pe care Alin Nica l-a ales și îl propune întregii organizații a fost unul greșit. Și credem că acest lucru este conștientizat de majoritatea organizației, care, vedeți bine, nu e alături de domnul Nica, toți cei 43 de privani fac parte din structura interimară de conducere. Noul președinte interimar, domnul Vasile Blaga, va avea sarcina de a consolida această echipă și, bineînțeles, de a câștiga primăria orașului Timișoara. E o perioadă distinsă, domnule. La Nica, vă spun sincer, partidul a opinat că a fost vorba de un proiect mai degrabă personal urmărit de domnul Nica decât de un proiect unitar al coaliției sau al Partidului Național. Iată, o nuanță de luat în calcul.